Dimineața, bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, Pavel Coșa. Astăzi am ieșit la livrări, dar aplicația asta alea cum mai ciudățică, că... N-am luat bine. Alea cam... Păi uite, că ideea e mai complicat decât aia vechi, dar acum mi-a cerut actualizare, dar nu i-am dat actualizare, cât comanda. Îi dau actualizare după ce lăs comanda. Ia să vedem. Acum ai pauze la școală, bă, pauza mare, cum s-ar zice. Că asta e pauza mare la școală. Da. Să văd. Mergem un pic până la băieți, doar tot prin colo trebuie să trec ca să ajung la gară. Tot la ei tot trebuie să trec ca să ajung la gară. Acitică. Modernizăm parcul. Hai să vedem în cât timp se modernizează acest parc minunat. Las cum întâlnă, mă duc după comanda. După aia mă întorc la băieț. Dacă nu am comandă. Să-mi fac o leacă. Moșule, n-ai voi prin parc, bă, cu scuterul. Da, mergem duce și noi comanda. Uite, vă fac pe aici, nu știu ce mai, ce mai învârtă ăștia pe aici. Nu știu. Nu văd că tot fac gropi, pe acolo, pe acolo. Ce mai îngroapă ăștia, bă? Ce mai îngroapă ăștia? Mortul, ce pușca aia mai îngroapă. Auzi, nu mai gropi. Gropi colo, gropi colo, modernizăm parcul. Oare până la vară, la anul, va fi modernizat parcul? Că are un an jumate de când, aproape 2 ani de zile de când tot zice modernizăm parcul, modernizăm parcul. Ce modernizăm parcul? Poate au vrut să spunem distrugem parcul. Lumea se plânge pentru că n-au unde să mai vină cu copiii care stau prin zonă. Spune-vă, nu mai avem unde să venim cu copiii la joacă. Așa spun oamenii. Le-am dat la oameni, bă, vorbiți cu domnul primar că el se dă mari, se bate cu pumnii în chept, că vezi, doamne, că... El modernizează orașul, modernizează aia, face aia. Păi, unde-i modernizarea aia de care tot vorbești, domn primar? Aici era frumos, făceau poze la nunt, la festivități, n-alea, premieri. Acum... Acum, căcat în ploaie.
Acum am încăcat în ploaie. Mai faci tu o poză șmecheră. Dacă vei să faci niște poze frumoase, să te bucuri de ele, te duci pe insulă, frate. Da, acolo mai ies pozele cât de cât frumoase. În rest. Știi? Acolo te mai duci, te mai bucuri de o poză frumoasă. Sau în parcul catedralii, trandafirilor, nu prea ai ce poză să faci în trandafir. Nu prea ai ce faci în trandafir. Da? Da, cam asta-i treaba. Nu prea ai ce. Da. Da. Nu știu, bă. Cam asta-i treaba. Da? Asta e. Bă, dar ce-ți pus tâmpenile astea de astea pe stâmbă? Și-mi curcă, puii mei. Bă! Ai moart, faci moart. Hai, bă, lăsat-mă și mie să trec. Stai, bă, că te mai vedea să-mi lua roata. Bă, mă lăsați cu mine. I-am mulțumit omului. M-au auzit, cred că n-am mai lăsat mărși pe mine. Bă, o intrat la cutirul aici, mâncava beteșugul. Bă, ce caut cutirul pe aici, mâncat aș beteșugul. Ce naiba faci cutirul pe aici? Interesant. Nu știu ce face asta cu tirul pe aici, da? Nu știu ce face asta cu tirul. Nici. Nu-i din România. Nu-i român. Bă, o blocat. Nici eu nu pot să trec, bă. Pigăla, câți copaia, stâlpii. Mâncava gurița voastră. Bă, iau ce-a făcut un tir, mă, mâncava. Da.
Hai să mergem. Da. Hai că revin după ce las comanda, că trebuie să schimbă niște bănuți. Trebuia să-i păstrez de pe ea 50 de lei astea, care aveam eu de 10 lei și puneam eu 50 de lei de la mine, da? Nu m-a dus capul și acum trebuie să schimb 50 de lei. Da. Hai că vedem noi. Hai, revin cu următoarea comandă. Bună, da, tu mi-ai dus comanda asta, e a doua comandă. A doua? Sau a treia? Mă scuzați, a treia comandă. Și acum să mi-ai dus comanda asta. Habar n-am uitat să duc. Că nu-mi scrie, îmi scrie decât blocul. Îmi scrie decât aia adresa și nu adresa, nu-mi scrie complet. Da. Bă, dai bine afară. Că știi că e bine afară. Nu e nici frig, nu e nici cald. E potrivit. Merge acum, că eu leac un slam. Merge bine acum bicicleta. Așa că nu era un slam, parcă pedalam greu. Da. Se duce comanda asta, e puțin de ea. Doar mașina ca să se ducă în eroare. Iiii, ce nasol, nasolit, bă, mașina se duce asta, mașina se duce în eroare. Nu în eroare, în teroare. Hai să vedem unde trebuie să fim comanda. Ce cu bloc portocaliu, ceva de bloc portocaliu. Unde? Nu știu, o vedea. După GPS, că paranormal, aerian. Spunea ceva de bloc portocaliu, dar nu știu unde. Dar nu mă trebuie să fiu normal comanda. Dar alea se trag undeva pe dreapta. Habar n-am. Ok, se trag un pic. Mă retrag și eu, să văd și eu. Unde pui mei trebuie comanda? Nicuiene. Nicuiene pe care eu. Nicuiene pe care eu. Nicuiene. Bloc portocaliu. Acum, hai să mergem
doilea mai greu, acum merge mai repede că am umplat, am un salam. Da, aici ai varză. Nu știam că se parchează pe piesa de biciclete, dar în fine. E băcăvan, dar e prost. Un băcăvan prost. Un golf. Se parchează pe piesa de biciclete. Un loc portocaliu. Ăla-i, mă. Ăla-i portocaliu. Și după aia, cred că ne dăm molul, altceva ce poate să ne dăie. Nu fi pistă, pietonule. Pe trotuar? Mai ai trotuarul? Dacă n-ai avea trotuar, ați mai zice. Bă, unii oameni nu știe care-i trotuarul, care nu-i trotuar. E așa, aereni. Da. Asta e un pic, să vedem. Revin. Deranjez la creier, mâncava argurița voastră. Hai să... Haide, bă, s-a făcut verde, bă, coană, bă. Tu ești proastă, s-a făcut roșu, bă, pentru tine. Bă, da, unii sunt proști, să moară de bilandinul. Da, unii sunt proști, bă, să mor eu din nou. Hai, hai, coană, hai. Șerbănești, avem de mers mâncava argurița voastră. Mori pe strada Șerbănești. Rai de capul meu.
e. Deci merge, n-are mult. Deja e roșu, a făcut roșu și acum îi băgăm și noi în mașină. Asta? Hai să făcut roșu, s-o făcut ghiar, 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 nu, nu am văzut că eu am plecat, ei. Prostiune. Urita. Dacă e limitat la 25, da, nu. Dar trebuie tot să mă atic la primărie, că la unde e și fost. Ăla e bun, că te scutești de ploaie. De aia, aia. Dar faza e că nu poți să mergi departe. Nu știu ce autonomie are chestia aia din mașinuță. Da. Mi-a venit în comanda. Ați
îmi dai vreo comandă de pe aici. Dacă tot ești pe aici. Da. Hai să mergem să ducem comanda. Nu era într-un bordur. Hai să facem așa. Hai. Calcul. Ce aveți, bă, de clansonat așa? Ce nu vă convine? Bă, nu vă convine nimic, ca vă omă la unii. Da, vă aș papa cu lingurița. Ce treaba avea cu tine, puii mei? Nu te iei în gâtul, mă, de idiot. Bă, da, bou mai e, bă. Ce fuc, mă, mama dracului cu ei. Te-am văzut, bă. Da, sunt pitrie la clasunea ta, iurea. Degeaba clasunea ta, la mă. Bă, n-am a mai întâlnit proști, dacă ăsta se sperie, o crezut că fac stânga. Prosti, bă, n-am văzut semaforul. Bă, dar tâmpit e ăla, să mor eu din urmă. Mai tâmpit ca ăla, n-am văzut în viața mea, clansonea se sperie singur. Bă, prostul se sperie singur. Se sperie de prostia lui. Mă, să sperii de prostia lui. Asta e? Să sperii de prostia ta? Asta e partea a doua. Da? N-ai ce faci cu proștii. Bună ziua! Da, oameni buni, mergem să luăm pe următoarea comandă de la 2 bursuci. Dar aplicația asta e proastă din toate punctele de vedere. Nu,
La plată o umblat mult, mult, mult față de vechea aplicație. Plătește prost. No. Nu, cred că multă lume o să-și bagi picioarele în ea aplicații. Știi, o să-și bagi picioarele în ea aplicații. Mult o să bagi picioarele în ea, o să zic că mai doare de cândva, că aplicația Glovo s-a stricat de tot. Băi. Bagi tot de tot. Nu zic că doar o leagă. Nu, din tot. Chiar de tot s-a stricat, că vedeți și voi cum e sistemul ăsta. Mai bine rămânea naibii cu aplicația aia vechi, o lăsa așa cum era. Acum dacă nu ești la treabă o două săptămâni sau hai zicem o săptămână, deja te afectează la sport. Trebuie să-ți înghezi, să blochezi, să-ți pui acolo, că nu ești două săptămâni la treabă. Dacă ei nu vor să stai mai mult de două, dacă stai o lună, deja gata. Ți iau la întrebări, bai, frate, ce stai mult. Ei te face, dacă ții pauză la ori, adică vrei să ții pauză între ori, de exemplu, somniferiști, vrei să duci la baie, sau vrei să mănânci ceva, n-ai timp, îți iei o pauză, dar te afectează sporul. Îți afectează scurt. Ce să mai? Cam aplicația asta nu a făcut-o mai întâi. Trebuia să te gândești la plată. După aia, că plata nu comenta nimeni. Acum o să vezi. Acum o să vezi mulți curieri că se plâng de plată. Bă, o să vezi că o să fie nebuneală. Ascultați-mă ce vă spun eu. Că dacă mă să vedeți lumea că pleacă de pe la Glovo ăștia vechi. Eu, părerea mea, zic mai bine să mai îmbunătățească plata. La plată să mai umbli. La plată să mai umbli, că... În rest... Ea e bunicică! Bunicică, să zicem, dar nu e 100% bună. Să te uiți un portofel, vezi ceva, aia, tranzat... Ciudat, bă, e cam un greoai pentru... Și vechi, mi se pare un pic ușoară ca o fost panda cu ea. Le se pare un pic mai ușurică. Dar varianta că e complicat, frate. Plata e proastă. N-ai ce face. Ei vor să te facă să nu ții pauză, să nu ții nica, să te facă să ții ori constant. Acum am văzut că scria numai joia. Săptămâna trecută, zilele trecute scria lunea, acum scrie joia. Nu mai înțelegi care e faza. Te faci să ții o dată pe săptămână
pe toată săptămâna. Îți dai seama, să ții pe o săptămână. Adică ții joi, ții pe luni, marți, miercuri. Da. Nu știu cum e, cum o să fie, da? Zic că e o prostie totală. Da, mult ca sigur. Mult ca sigur. O să fie o prostie totală. Acum aici că în astea două zile au fost tester să vadă cam cum scurierii, dacă sunt mulțumiți, dacă nu. La oră diferă bonusarea asta, știi? Cam aiurea, ai crevil. Da, cam asta e cu sistemul ăsta. Vreau să ascult părerile voastre în comentarii, cei care mă urmăriți cu livrările, cu Glovo, cu alea, colegii mei, vreau să îi aud în comentarii dacă sunt mulțumiți de versiunea nouă a aplicației, cu aia de plată, cu sistemul de plată. Știi, cu sistemul ăsta de plată, dacă e mulțumit. Văd că păi aiurea. Da? Asta e. Nu trebuie să ne punem rău cu ei. Trebuie în fiecare seară trebuie să depui cash-ul. Deci în fiecare seară trebuie să depui cash-ul. Dacă nu depui banii seara, toți banii care i-ai în balanță, îți blochează contul vreo câteva zile. Mai bine depuni bani ca să nu-ți blochezi contul. Bă, eu m-am informat așa, fugitiv. Am luat și am răspuit aplicația. Am zis, bă, și eu ce de capul ei. Ce face aplicația asta, ce drege, ce învârte. Că văd că... Păi așa, așa, așa. Păi cu du-te vino. Înțelegeți voi? Aplicația asta e cu du-te vino. Da, nu e o aplicație, wow. Să zic că bă, tu mă dă pe spate. Cum mă zic cineva care lucrează pe București, eu zic, bă, e mai ușoară aia de la Volt decât asta de la Pan, de la Glovo, care au făcut ăștia acum. Care au făcut upgrade la ea acum. Mai degrabă o lăsa boali pe aia, vei chis și gata. O lăsa boali pe aia vechi și gata. Nu-i mai complicam noi cu atâtea schemii, cu atâtea nebuneli. Trebuie să stai, să îndură tot tâmpenile lor. Chit că o să mă critici unii și mă zic că, bă, vezi că aplicația e bună, că nu știu ce, nu e bună deloc. Nu e bună. Înțelegeți voi? Nu e bună absolut deloc. Dacă era bună, nu mai
comentam. Dar să ieri pe tac din gură, nu comentez. Lăs-o leac să văd care-i treaba. Uitați-vă și la vlogul de ieri, din urmă. Acum o întrei și o vedea. Care-i treaba? Păi că două zile în tester aplicația. Bun. Dar să văd, să aud de mâine încolo. De mâine nu mai e în tester. De mâine trebuie să fac modificări în schimbări, în aplicații, în chestii, resuri. Să vedem ce să fie. Da, cam asta e treaba. Am încercat și noi. Trebuie să ne adaptăm și noi în situații, dar nici chiar în halul ăsta să bată globul în joc de noi. Știi cum zici? Nu vrei să ieși la treabă? Ba, mai sunt alții. Trebuie să mai aducem pakistanezi, nepalezi, indieni. Mai avem oameni care sunt țările săraci. Trebuie să-i aducem. Să muncească și ei în România. Ei nu se plâng, ei nu zic nu niciodată. Ei ia comanda, o duci, o rezolvă. Îi mulțumit și de un leu dacă îi dă pe comandă. Dacă comanda trebuia să fie de 7, de 9 lei, tu îi dai 7 lei. Îi mulțumit, ăla nu comentează. Dar românul știe cum e. Dar nici chiar să-ți bagi joc de el. Acum, nu că mă plâng eu, că eu, de bine de rău, pedalez. Dar mi-e milă de ăștia cu mașinile. Mi-e milă de ăștia cu mașinile. Cam asta e situația cu domnul Glovo. Dacă nu se rezolvă nimica, nu o să mai iese lumea la treabă. Și mai e o chestie. Însă, ci că-s 12 grupii. Da? Ci că-s 12 grupii. Eu o să am noroc, am noroc că sunt grupa 3. Dar 12 grupii. Dacă nu o să nu ieși la treabă, așa, nu ieși o săptămână, deja cu scorul scade. Și o să ajungi în grupa 12 când să poți să iei ori pe la 7-8 când nu mai e nimic. După aia trebuie să stai la pescuit, adică la pândă. La pescuit de comenzi. Că nu prea îți convine să stai la pândă. Da?
Asta e. N-avem ce face. Încercăm să ne adaptăm situații. Asta e. N-avem ce face. Dacă asta ne vrea Glovo, ne vrea unii, ce vrea... Un fel de... Sâțim pe românești, cărăuș, clav. Nu știu cum să o iau. Ce să o zic. Da? Asta e. Asta e. Hai de vedeți, mă ciorăști. Cărnescule coboară. Da. Acum... O întrei și o învedea. Acum o întrei și o învedea ce o să mai facă Glovo. Vor să te facă în așa fel să fii cărăuș. Să te facă în așa fel să nu mai... Aș n-am apucat să sun. Aron. Bună ziua! Bună
Mulțumesc. Poftă bună. Mulțumesc.